Anual, comunitatea creștină îl sărbătorește pe data de 26 octombrie pe Sfântul Mucenic Dumitru. În această zi, în biserică, se țin slujbe speciale, întrucât, potrivit tradiției, Sfântul Dumitru este cel care prevestește venirea iernii. În ziua Sfântului Dumitru, credincioșii care merg la biserică trebuie să împartă grâu fiert în numele sufletelor celor adormiți, iar femeile trebuie să împartă copiilor fructe uscate, mere, nuci și covrigi. Tradiția spune că în această zi nu ai voie să folosești pieptenele deoarece vei atrage necazuri și primejdii. Se mai spune că cine seamănă usturoiul pe 26 octombrie va avea parte de pagube anul care vine. Astăzi, creștinătatea, ortodoxia, prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, un sfânt care a trăit în secolul al IV-lea, după Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în cetatea Tesalonicului. Se trăgea din familie bogată, tatăl său fiind guvernator și el devenind guvernator al Tesalonicului după moartea tatălui său, însă mama sa o creștină deosebită. Când au fost prigoanele de la Dioclețian și Maxențiu, el cu multă putere, cu mult curaj a susținut creștinismul și nu a vrut să meargă să omoare, să prigonească pe creștinii din cetatea Tesalonicului. A fost pus în temniță și l-a binecuvântat pe Nestor și acesta, Nestor, luptându-se cu Lie, un luptător foarte aprig, l-a învins după primirea binecuvântării de la Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir. Bineînțeles, Maxențiu, împăratul, s-a supărat și l-a ucis înfingând sulița în el, cum și pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-a omorât atunci iudeii înfingând sulița în el. În această zi nu ai voie să speli, să calci sau să coși. Femeile trebuie să se țină departe de treburile casnice, iar bărbații de cele din gospodărie. Sfântul Dumitru este vestitorul iernii. În ziua de 26 octombrie putem urmări câteva indicii ale naturii pentru a ști cum va fi vremea în lunile următoare. Dacă în ziua de marți vremea va fi rece, atunci iarna noului an va fi blândă, dar dacă ziua de marți va fi însorită, înseamnă că iarna va aduce greutăți. Sărbătoarea Sfântului Dumitru. Aveți sărbătorit în familie? Nu am niciun sărbătorit, dar așa îmi place când este sărbătoare să vin la biserică, să stau puțin în biserică. Indiciile nu se opresc pe timpul zilei. Dacă în noaptea de 26 octombrie va fi lună plină, atunci iarna va fi una aspră și va ninge mult.